Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Expoziție de pictura Claudiei Schițelea la Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești. Aglomerație la piscina de la Târgu Ocna. Dealul Coșna, reper al sacrificiului și eroismului. Vară extrem de aglomerată la piscina cu apă dulce din orașul stațiune Târgu Ocna. Pe lângă încasări de top, edilul șef al orașului Târgu Ocna, Cristian Ciubotaru, ne-a precizat că s-au făcut și lucrările specifice de întreținere și reparații. Detalii aflăm în minutele următoare de la primarul orașului stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. La Târgu Ocna, stațiune turistică, și investitorii s-au preocupat. S-a orientat. Într-adevăr, sunt mai multe spații de recreere de tip piscină. Sunt piscine deschise, sunt piscine acoperite și orașul Târgu Ocna, primăria, are în subordine un astfel de obiectiv. Este vorba de piscina situată în Parcul Măgura, în cadrul complexului balnear. Acolo acea piscină funcționează pentru tineri și copii, dar funcționează și pentru adulți, cu două bazine cu apă, apă dulce. Și este amplasat într-un cadru natural frumos. Nu în puține locuri găsești un ansamblu în care să fii în apă, să te bucuri de valuri, să te bucuri de frumos, de bronz, dar și în zona unei păduri. E un cadru frumos, ne preocupăm să o păstrăm deschisă, să o păstrăm mereu funcțională. Anul acesta am făcut și niște investiții schimbând pompele, reorganizând acolo toate sistemele. Funcționează la capacitate. Zilele toride de vară, vara anului 2024, au adus public și nu numai la piscina noastră. Și piscina cu apă sărată de la Salina, și piscina de la complexul hotelier Măgura, și piscina de la complexul Casa Creangă, și Porțile Ocnei, au adus piscine, turiști. Da. Să facem așa un calcul. Sunt și e un prilej de relaxare, de a servi un pahar cu o băutură răcoritoare, de a te bucura la fel de vacanță, de soare, de bronz și tot ce mai frumos. În calitate de conducător al administrației publice locale, sunteți mulțumit de numărul de turiști care a fost anul acesta la piscină, mă refer, până acum, că încă nu s-a încheiat sezonul comparativ cu anul trecut? Comparativ cu anul trecut, lucrurile au fost pe un trend pozitiv. Vedeți, ușor-ușor uităm de efectele pandemiei și turiștii vin, sunt mai deschiși, mai dornici să socializeze, să iasă în zona de relaxare. Lângă piscină avem și acel spațiu unde se pot face grătare, chiar în zilele acestea înnobilăm, am schimbat grătarele pentru că avea o uzură. Da, sunt spații care odată cu rulajele se strică și vrem să amenajăm acolo, iar până la zilele orașului vrem să aibă o nouă față. Spațiul acela. Foarte mulți au venit nu doar din Târgu Ocna, foarte mulți turiști, dar și foarte mulți din localitățile învecinate, pentru că, din păcate, la această oră, în unele localități s-au deschis piscinele mai târziu, în unele chiar nu sunt piscine, adică inclusiv vecinii au venit. Noi așteptăm pe toată lumea, suntem deschiși, nu facem aici o statistică sau un top al localităților care au sau care nu au piscine. Important este că noi, orașul Târgu Ocna, putem oferi acest prilej de relaxare. Vineri 9 august, pe dealul Coșna, în comuna Pârgărești, județul Bacău, a avut loc ceremonia militară anuală la ansamblul monumental în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de întregire națională. Pe locul unde s-au dus lupte grele în primul război mondial, anual românii se duc într-un pelerinaj pentru a onora sacrificiul și eroismul înaintașilor ce au plătit cu viața idealurile de unire și libertate. Construirea unui al treia componente a ansamblului monumental, cruce,
comemorativă este făcută din piatră în memoria, onoare și respect 1916 a tuturor eroilor. Ce, iarăși, constructorul este membru al cultului eroilor, este președintele subfilialei Slănic Moldova, un executant cunoscut în țara noastră de astfel de opere comemorative. Și nu în ultimul rând, participarea anul acesta unei delegații numeroase a cultului eroilor din țară, de la Bihor, Galați, Piatra Neamț și așa, președinții de filiale, care m-am bucurat să fie prezenți astăzi aici, să ne transmită omagii pentru eroii care sunt comemorați aici și înmormântați în cele 12 cimitire construite de Asociația Națională Cultului Eroilor pe aliniamentul frontului din 1916-1919. Locul în care ne găsim astăzi a devenit, începând cu anul 2021, un spațiu al memoriei, unde fiecare dintre noi poate simți emoția de a păși acolo unde, în august 1917, de o parte și de alta a tranșeelor, se înfruntau într-o încleștare decisivă mii de soldați. Ca în fiecare an, un mare număr de români a urcat dealul Coșna pentru a onora înaintașii ce au luptat și s-au sacrificat pentru țară. Un loc unde, în primul război mondial, românii au arătat lumii că sunt o națiune ce merită respect și luptă pentru idealuri naționale. Noi astăzi avem obligația de a-i cinsti și cu onoare îmi aduc mereu aminte când urc aici să spuneți generațiilor viitoare că noi ne-am făcut datoria. Dacă ei și-au vărsat sângele și au murit pentru libertatea noastră, noi facem doar un mic gest astăzi prin evenimentul nostru, dar înseamnă că ducem mai departe și cinstim și ne facem datoria. Ceea ce trebuie să transmitem copiilor noștri și urmașilor noștri ca să nu ne pierdem rădăcinile. Am fost onorat de fiecare dată și anul trecut și anul acesta și voi fi onorat de ori câte ori voi participa la astfel de activități. Cum a fost evenimentul de astăzi? Un eveniment foarte frumos. Mă bucur să văd că au fost mai mulți oameni decât anul trecut, mai mulți copii. Anul trecut chiar remarcam acest lucru. Mă bucur să văd că anul ăsta au venit și mai mulți decât anul trecut și asta pe noi de la Asociația Națională Cultului Eroilor Regina Maria nu poate decât să ne bucure, pentru că, așa cum spuneam și în scurta mea intervenție, deviza noastră este neamul este etern prin cultul eroilor. Dacă noi vom continua să ne cinstim eroii, sunt convins că și neamul nostru va dăinui peste veacuri și e o datorie de onoare să facem lucrul ăsta. Au căzut mulți la datorie, dar nu au dat înapoi și au ținut pieptina micilor cu curaj. Au fost atunci alături de români și camarazii francezi, ce au udat cu sângele lor aceste plaiuri românești. Ansamblul monumental, în memoria eroilor căzuți la datorie în războiul de întregire națională, stă acum mărturie a eroismului lor. Și pentru națiunile aliate, anul 1917, cel de-al treilea an de război, a fost un an crucial. În special, cu intrarea în război a Statelor Unite alături de aliați, precum și imensa bătălie de la Chemin des Dames și mai târziu, când aliatul rus s-a retras din conflict din cauza revoluției care avea loc în Rusia. Din acest context de schimbare profunde, România și-a desfășurat cu succes campania de vară, împiedicând înaintierea trupelor germane și austro-ungare spre Moldova. Prin acțiuni solidare și sprijin al tuturor celor care ne vor fi alături, vom continua dezvoltarea proiectului Ansamblu Memorial Internațional de pe dealul Coșna printr-o serie de activități, dintre care enumerăm pavajarea monumentului cu două piese de artilerie, extinderea porțiunii de tranșee placate cu lemn, așa cum a fost acum 107 ani, realizarea și amplasarea unor plăci comemorative din piatră, aici, în dreapta monumentului, pe care să fie inscripționate date sintetice privind denumirile marilor unități și unități române, germane, austriece și ungare, armate, corpul de armată, divizii, brigăzi, regimente, batalioane independente, care au adus acțiuni de luptă în zona Coșna și în întreaga bătălie a Uituzului, Marele Război.
numărul de efective angajate în acțiuni militare, morți, răniți și dispăruți. Constituirea unui spațiu muzeal comemorativ care să cuprindă artefactele ale confruntărilor armate din anii 1916-1918, din zona Costa și din întreg arealul Oituzului. Luni, 5 august 2024, la ora 17, Biblioteca Municipală Radu Roseti din Onești a fost gazda unui eveniment cultural deosebit, vernisarea expoziției de pictură a artistei Claudia Schițelea. Evenimentul a avut loc la sediul bibliotecii și a atras numeroși iubitori de artă și curioși din localitate. Bucuria de a-mi fi expus munca mea de ultimii 6 ani este dublată de bucuria revederii cu mare parte din colegii, chiar profesorii mei, da, doamna Banciu, care m-a dus la Olimpiada Națională de Biologie, la Veiota. Da, a vrut de mine până am luat acolo. Și bucuria asta este triplată de succesul de a reuși să vă întâlnesc pe voi cu voi, care nu v-ați văzut de, nu știu, 10 de ani, poate. Cine? E cineva care nu s-a văzut de 10 de ani cu colegii? Da. Deci este și o reuniune de clasă, da? Și cu cei de la general, și de la liceu și diricul, a venit și mulțumesc foarte mult, așa, și o să scadă nota la purtare celor care nu au răspuns la apel, dar nu cred că e vreunul, că nu cred că am doresc nici cineva să închină, așa. Deci, e o zi foarte frumoasă pentru mine și nu pot decât să vă mulțumesc că ați venit să vedeți ce vreau să vă dăruiesc. Cam asta e ce am spus. Irina a zis toate celelalte. Avem întrebări. Dacă nu vă supărați, pentru că vă statuși sunt multe de care am venit aici, de ce Balcic? De ce Balcic? Da, o să vă spun. Apare ținut arhitectura, nu. Da, o să vă spun. E ceva, e o condiționare, nu știu dacă e dinainte de a mă fi născut, că iubesc Marea, probabil că toți iubim Marea, ne trage acolo un magnet. Eu am crescut în Onești, un oraș foarte frumos, foarte bine plănuit, foarte verde. Ceea ce mi-a lipsit au fost casele. Ei, vreau să vă spun că nici până în ziua de astăzi eu n-am reușit să absorb casele. Și unde m-am mutat în pădure, nu sunt case. E doar casa mea și o mănăstire. Satul este la 16 km. Iar pădurea este absolut copleșitoare și mai nou plină de urși. De aceea, lungile plimbări pe care le făceam cu tata prin pădure, nu le mai pot repeta astăzi. Și până voi absorbi peisajul rural, căruia am de gând să mă ridic, dar pe care nu l-am văzut, eu n-am văzut decât blocuri, da? Vedeam balconul lui Tonii pe geam, de la etajul 2 la etajul 3, așa. Până atunci, vreau totuși să fac peisaje și marea este marea mea iubire. Nici nu pot să vă spun cât de mult mă adun și mă completez și mă refac la mare. Și vă doresc să vi se întâmple același lucru. Și cam asta e tot ce vă... Ce mai pot să mai spun decât că... Vă mulțumesc! Evenimentul de deschidere a fost marcat de prezența unor personalități locale, critici de artă și prieteni ai artistei, care au lăudat complexitatea și sensibilitatea lucrărilor expuse. Expoziția va rămâne pe Simeze până la data de 5 septembrie 2024, oferind publicului oneștean ocazia de a descoperi talentul și creativitatea unei artiste de excepție. Dacă în urmă cu puțin timp se vorbea doar la modul ipotetic de a avea rețea de gaze, iată că, după o muncă susținută de câțiva ani, Îndofteana s-a dat startul lucrărilor pentru introducerea rețelei de gaze. Despre munca din spatele acestui ambițios proiect aflăm în minutele următoare de la primarul comunei Îndofteana, Ioan Bujor. Visul nostru, și nu numai a meu, a tuturor cetățenilor din Îndofteana, a devenit realitate. După 4 ani,
de când tot spunem noi că vom introduce gaze în localitatea noastră. Uitați, a durat proiectul 4 ani de zile cu toate aprobările, proiectul fiind european, apoi mi l-a transferat la Ministerul Dezvoltării cu finanțare prin Angel Salini, care are o valoare de 14 milioane de euro și se întinde pe 81 de kilometri de rețea de gaze plus branșamente, plus cofrețe și contore care contorizează gazul metan. Valoarea v-am spus-o, distanța v-am spus-o, beneficiarii sunt cetățenii Comunei Dofteana. Primăria Comunei Dofteana are o cofinanțare destul de mărișoară cu privire la acest proiect, dar important este că tot ceea ce am promis, și proiectul se numește Înființare Sistem Inteligent de Gaze în Comuna Dofteana, județul Bacău, pe toate cele 7 sate. Racordul la conducta transgazului va avea loc, unde spunem noi, la râpa lui Plopu, aici, între Bogata și Dofteana. Avem o suprafață teren, proprietatea publică a Comunei Dofteana, de 4.500 de metri pătrați, unde acolo va veni o stație de reglare măsurare, unde va fi racordată la energie electrică. A durat destul de mult, întrucât avizele de la drumurile naționale, de la SNCFR, acestea ne-au dus pe o durată destul de lungă. Dar uitați că eu, împreună cu Consiliul Local, am promis cetățenilor din Comuna Dofteana că își vom introduce gaze în această localitate, dar am promis cetățenilor din satul Hăgheac, în primul rând, că își vom veni prima dată, vom începe cu dumnealor în satul Hăgheac și apoi vom continua cu celelalte sate. Dar tot astăzi vom începe paralel cu drumul național în satul Dofteana, dinspre Dărmănești, către centrul localității noastre. Se lucrează pe două fronturi, atât aici, cât și aici ne aflăm pe strada Calea Nemire, cât și pe strada principală din satul Dofteana. Iată că după multă muncă și ani de muncă, nu vorbim așa, ați reușit să îndepliniți și acest vis, nu numai al dumneavoastră, și al locuitorilor Comunei Dofteana. Sigur că da. Deci noi, în momentul când am depus acest proiect, am obținut 3.700 de semnături de la cetățenii din localitatea noastră, atât cei care au locuințe, cât și cei care au terenul Virane, care se află în intravilanul localității și mai devreme sau mai târziu vor fi construcții pe acele terenuri. Dar conducta de gaze și introducerea gazelor naturale în localitatea noastră este un plus valoare atât pentru societățile comerciale, cât și pentru acei care au terenuri Virane. Că știm cu toții că atât nevoia vinde, nevoia cumpără, și pentru cei care vinde se modifică valoarea terenului, pentru cei care cumpără același lucru. Deci crește nivelul de trai, crește în localitatea noastră condițiile cerute de toți cetățenii Uniunii Europene și noi am făcut de așa natură să fim în concordanță cu toate schimbările din Uniunea Europeană. Și iată, spuneați că crezi că, să zicem, prețul terenurilor, în primul rând, suntem în imediata vecinătate a unei pensiuni care s-a dezvoltat așa într-un mod fantastic și ceea ce am văzut pe Calea Nemirii, am văzut foarte multe proprietăți și case de vacanță, ceea ce arată sau demonstrează că Dofteana este o locație favorită, așa, să te retragi la munte în aerul curat. Sigur că da. Deci locul unde ne aflăm noi aici, pe Calea Nemirei, odată cu nomenclatura stradală, i-am dat această denumire Calea Nemire, pentru că acesta este drumul care duce la 1654 de metri înălțime, vârful Nemira. Dar totodată duce și la cele două izvoare de apă minerală, la Ciunget și la Sărărie, în care am amenajat acele izvor de la Ciunget. Acum, cred că săptămâna viitoare îl amenajăm pe celălalt de la Sărărie și luptăm pentru a deschide zona turistică în localitatea noastră, pentru că pe o zonă turistică, sigur, atragem atât agenți economici cât și turiști care să vină în zonă. De așa natură să se adune sume de bani atât la bugetul local cât și la agenții economici, ca noi să putem să ne dezvoltăm în timp. Felicitări pentru proiect și, ce să zicem, constructorilor, spor la treabă! Da, sigur că da. Aș vrea să adaug la interviul pe care mi-l luați dumneavoastră câteva cuvinte în care vreau să mă adresez tuturor cetățenilor din Dofteana, pentru că va fi un mare disconfort. Mă refer disconfort la ce? Noi săpăm conductele, șanțurile la o adâncime de 1,10 m,
apoi punem un strat de nisip, după stratul de nisip pozăm conducta de gaze și peste conducta de gaze iarăși un strat de nisip și după aia acoperim șanțurile. Vom trece pe la fiecare poartă a fiecărui cetățean. Normal, îi vom obtura accesul în curte. De așa natură va lăsa vehiculul rutier într-o altă zonă și așa mai departe, să fie înțelegători cu noi. Și noi am fost și vom fi înțelegători cu dumnealor. Dar ne gândim la următorul aspect și dumnealor să ia în calcul faptul că vom ajunge în unele zone unde nu încape conducta de gaze între acostamentul asfaltului și gardul cetățeanului, mă refer aici Calea Nemire și în alte locuri, și vom fi nevoiți ca să dăm gardurile înapoi cu jumătate de metru sau mai mult, să putem să trecem cu această utilitate care este strict necesară. Continuă seria asfaltările din comuna Dofteana, ajungând până la această oră la un procent de peste 95%. În spatele acestora stă un proiect și o muncă susținută a unei echipe, pentru că nimic nu se obține de unul singur. Vreau să vă spun că acest drum nu era inexistent, ci era o recoltă a unui cetățean. Noi am achiziționat acest drum din DN12A și până aici în strada Bradului, pe o lungime de 250 de metri, pe o lățime de 5 metri, sunt capa asfaltul plus acostamentele de la asfaltare, dar a fost un drum mai greu, datorită faptului că trece în alta tensiune pe deasupra noastră, așa, și subtraversează acest drum conducta transgazului, pe o distanță destul de mare, și conducta competului, ambele sunt în proprietatea statului român. Motiv pentru care în certificatul de urbanism am primit avizele necesare, condiționate, de așa natură trebuie să facem tuburi de protecție cu firme autorizate, cu proiectare autorizată, lucru care s-a îngreunat câteva luni de zile, a durat până la obținerea avizului și de la drumurile naționale. Astăzi se toarnă ultimul strat, care se numește strat de uzură, și în cursul zilei de mâine, cel târziu poi mâine, asta înseamnă până pe data de 9 dimineața, vom da drumul circulației. Motivul pentru care am achiziționat această suprafață de teren de la o persoană fizică din comuna Dofteana a fost acela că aici, în satul Bogata, pe strada Bradului, nu avea ieșire. Doamne ferește de incendiu, Doamne ferește de o salvare la un oarecare cetățean de aici, trebuia să dea cu spatele mașina de pompieri minimul 300 de metri, inclusiv salvarea, sau nu aveai loc unde să întorci o mașină, decât numai în felul acesta. Împreună cu Consiliul Local am hotărât și am stabilit, am achiziționat terenul în urmă cu 2 ani de zile și am făcut o cale de acces de așa natură, intre pe o parte și ieși pe partea cealaltă. Cu privire la satul Bogata, care are un component așa 650 de locuitori până în 700 de locuitori, dar asta nu contează, ci dumnealor sunt plătitori de impozite și taxe, la fel cum sunt și ceilalți din centrul localității sau din celelalte sate, dar vă spun și vă asigur și vă rog să verificați, nu mi-a rămas niciun centimetru de drum neasfaltat în acest sat, deci am încheiat astăzi cu tot ceea ce se numește asfaltare, cu canalizarea apelor pluviale, cu construcția de poduri și podețe, inclusiv punți pietonale. Aș putea să vă spun că este un sat modern, un sat conform normelor europene, și noi luptăm administrația publică locală să le îmbunătățim de la o zi la alta. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 31 august, cerul va fi parțial acoperit de nori. Sunt șanse mari de ploaie. Maxima zilei va ajunge până la 27 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Duminică 1 septembrie, vremea se răcește. Cerul va fi acoperit de nori. Maxima zilei ajunge până la 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 15 grade Celsius. Luni, 2 septembrie, vremea continuă tendința de răcire. Pe alocuri ne va zâmbi soarele, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge până la 22 de grade Celsius, cerul va fi senin, iar minima pe timpul nopții scade până la 16 grade Celsius.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!